Azi e Sfântul Gheorghe. Bunicul meu a fost Gheorghe. Gheorghe Negru. Uite, gara din Sinaia. De la bunicul meu am auzit prima dată povestea lui Gheorghe Duca. Și azi, de Sfântul Gheorghe, o dau mai departe, în amintirea bunicului meu. Ige Duca, Ion Gheorghe Duca, a fost unul din cei mai nobili prim-ministri pe care i-a avut România vreodată. A terminat școala la Sorbona, facultatea acolo și-a luat și doctoratul la Sorbona, s-a întors în România, a fost ministru agriculturii, ministrul educației, a fost prim-ministru și aici și-a găsit sfârșitul. Uite, e o placă asta care amintește de momentul asasinatului. A fost ucis aici, în gara din Sinaia. Se întorcea după o întâlnire cu regele de la Castelul Peleș, cu trenul spre București, avea bilet la clasa a doua. Modestia prim-ministrului Gheorghe Duca nu mai găsește azi. Și de Sfântul Gheorghe, aici în gara din Sinaia, am zis să-i pomenesc numele.